Sunteți secretar general al Organizației de Femei Liberale din București și Ilfov și vă propun că tot suntem la final de an să vorbim și despre proiectele, da, încheiate în acest an. Sunt secretar regional, dar noi la OFL, în echipa doamnei Florica Cherecheș, care este președinta Organizației de Femei Liberale la nivel național, împreună cu doamna Daniela Nicolescu, care este secretarul general, în ultimii doi ani de când am preluat această organizație de femei, am mai avut și anumite emisiuni publice pe această temă, am avut o serie de proiecte pe care le-am implementat la nivel național. Dar am pus accentul pe antreprenoriat, pe manifestarea femei în antreprenoriat și în politică, pe leadership. Încercăm să construim și să susținem identitatea și afirmarea femeilor ca lider, ca om de afaceri și am avut un proiect cu sprijinim antreprenoriatul la nivel național. Al doilea proiect care a avut efecte foarte bune la nivel național a fost învățământul dual, pe care noi chiar l-am generat și l-am extins foarte mult în organizațiile OFL, cât și PNL la nivel național. Ce pot să vă spun legat de Organizația de Femei Liberale este că, de fapt, femeile sunt inima partidului. Ele sunt și cele mai active în campaniile electorale, cele mai active în... N-avem nimic cu bărbații, că nu vrem să creăm o zonă, dar, într-adevăr, inima partidului este în Organizația de Femei. Și suntem, eu una am gestionat prima dată un asemenea gen de activitate și într-adevăr mă simt mult mai aproape de partea asta și vreau să spun că după 2 ani în care am interacționat foarte mult pe această zonă, sunt mulțumită. Am cunoscut foarte multe femei dedicate, care muncesc, care vor să facă multe lucruri și consider că ar trebui să fim o voce, într-adevăr, în media, cât și în societate, în leadership și o să promovăm mai multe femei.